am făcut într-un comun cu domnul manager al spitalului, domnul Dr. Tiu, pentru a veni în sprijinul cadrelor medicale, așa cum putem, fiecare o posibilitate. Și am reușit să luăm echipament pentru vremea care a sosit peste Câmpina, tot personalul de la, întregului personal de la triaj. Mulțumesc domnului director că întotdeauna avem o comunicare foarte, foarte deschisă și în același timp foarte constructivă. Noi vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul prompt și exprimat în mai multe ocazii până acum. Și contăm în continuare pe această bună relație de comunicare și de sprijin cu primăria, cu domnul primar, cu Consiliul Local. Noi în martie ne gândeam că vine vara și vom uita de necazurile pricinuite de COVID. Prin aprilie am înțeles că s-ar putea să fie o iarnă continuă cu COVID-ul și atunci am decis să renunțăm la corturile de triaj inițiale și le-am înlocuit cu aceste containere de triaj care sunt puțin mai sus calitativ în lupta cu intemperiile. Mai pe toamnă am înțeles și nevoia de a echipa oamenii de triaj cu uniforme călduroase, dar achiziția lor, intrarea în posesie, a durat foarte mult pentru că firma de la care le așteptăm a făcut COVID și în sfârșit astăzi putem să echipăm oamenii din triaj cu uniforme călduroase de protecție. Și odată cu aceste uniforme au sosit din partea domnului primar și încălțăminte de bocanci de iarnă, astfel încât să putem să îi sprijinim în felul ăsta, să-i ajutăm pe angajații noștri care iau contact primit cu pacienții în zona de urgență.